Camera deputaților a votat proiectul de lege pentru instituirea zilei de 14 mai ca ziua solidarității și prieteniei dintre România și statul Israel. Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei deputaților, a declarat că delegația Parlamentului României, care s-a deplasat în luna noiembrie în Israel, a fost una dintre primele delegații parlamentare care au vizitat statul după atacurile teroriste de acolo. Acolo, împreună cu colegii mei deputați, am vizitat imediat după atacurile teroriste un kibuț. Am fost cuprinși de emoție și de revoltă imediat ce am intrat în zona de graniță cu Gaza. Ceea ce au făcut acei teroriști ai Hamas în Israel este de neînțeles. Spuneam în discuția cu prietenul și colegul meu, președintele Knessetului, domnul Amir Ohana, că ceea ce au făcut acele animale este de neconceput. Iar domnul Ohana mi-a spus că nu sunt animale, pentru că animalele nu fac așa ceva. Și că ceea ce s-a întâmplat acolo este făcut de niște monștri. Alfred Simonis a conchis că instituirea Zilei Solidarității și Prieteniei dintre România și statul Israel va avea un aport determinant în avansarea obiectivului de a exista o cooperare extinsă între cele două țări.